Deci noi ne așteptam la un comunicat care să fie, să spun așa, a plagiat sau n-a plagiat. Punct. Restul ce se va întâmpla? Iată cum sună comunicat. Comisia de etică a UBB a adoptat în data de 9.1.2023 hotărârea din 2023, numărul 1, ca urmare a autosesizării în urma unor noi informații cu privire la suspiciuni de plagiat în tezele doctorată domnului Ciambon. Domnule, vedeți cât de imbecil poate fi, pot fi niște profesori universitari că îi zic în comisia de etică. Hai să luăm. Data trecută, comisia este alcătuită din niște oameni, profesori universitari. Oamenii respectivi au avut în față teza de doctorat a unei a lui Cian Bode. Textul. Așa, da. Altă, da. Și l-au luat la pure ca textul. Și s-au uitat. Cu tare. Aha, e plagiat, nu e plagiat. Bun. Normal era ca atunci. Deci gândiți-vă că eu aș face parte dintr-o asemenea comisie și s-ar veni cineva și ar spune că a apărut unul și-a dat o lucrare de doctorat în căderea Constantinopolului care e plagiată. Păi, în momentul în care eu mă uit pe o carte, mai ales că sunt specialist în căderea Constantinopolului, am ajuns până și la cronicare turci, bă, iată, e plagiat. Păi comisia asta de etică atunci, data trecută, nu avocat, și acum aștepta să scrie Emilia Șercan, păi atunci de ce mama dracului s-au mai întâlnit? Dacă, păi și după asta mai vine iar Emilia Șercan, ce-a mai descoperit, da? Bun. Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă marilor majoritate. Altă imbecilitate, a doua mare. Păi cum adică suspiciune? Bă, a plagiat sau n-a plagiat? Ce nu se confirmă suspiciunile cui? Ale ei? Ale ei. Ale mele? Nu. Ale dumneavoastră? Nu. Vorba lui Vlad Cucuș. Sunt elicopterele noastre sau ale? Nu. Care suspiciune? Se confirmă și în marea lor majoritate. Domnule, a plagiat sau nu a plagiat? Bun. În lista posibilității legale de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunității academice, comisia îi solicită corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei și se va sesiza așa și la un moment dat mai spune că această lucrare este viciată, că nu dă bine citate. Mai telespectatori, încă o dată. Ce aia? Deci, unu, cum adică au apărut noi suspiciuni? Păi stați un pic că teza a avut o mână. A avut o mână. Și nu a dat-o. Poate că e din comisia de etică, unii sunt de la creșterea vacilor. Bun, am înțeles, nu sunt toți specialiști. Da, comisia de etică, bă, noi ne pricep. Noi dăm la 2-3 specialiști și pe niște referate și pe bază ne pronunțăm. Dacă tu ai avut lucrarea, nu asta nu e pe de doctorat al lui ăla. Cum să spui că după ce a venit Emilia Șercan s-a trezit și a zis, bă, nu, domnul Bode a plagiat mai multe pagini decât am scris-o prima dată, că așa a fost, toate a scris ea și a zis, a plagiat 10 pagini și le-a dat, da? Și comisia se întâlnește ca să vadă ce zice Emilia Șercan, nu, comisia se întâlnește și zice, bă, a plagiat sau nu a plagiat? Ea scrie încă o dată, păi scrie, nu? Și zice, se întâlnește comisia din nou, acum și spune, ia să vedem, ce a mai zis doamna Șercan? Ia uite, m-a mai zis că sunt niște suspiciuni de la pagina 133 la 163, da? Da, se confirmă în mare parte. Dar de la 163 până la 285, nu? Nu a scris doamna Șercan, nu ne pronunță. Ce mai ales? Niște căcăcioși. N-au avut curaj nici să spună că e plagiată. Plagiat și treaba lui. Un număr de pagini din atâtea, din număr cât o fi având, 300, 100, 200 sunt plagiat. Verdict. Și nici să spună nu e. Că ăla, David, ăla e trotinetist, e userist, cum să zicem, înfrângă el voința propriului partid.
Și atunci a ieșit un comunicat de rahat ca să și rimeze ca dovadă. Păi este Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai. Sunt profesor universitar, mi se rupe de Emilia Șercan, de Iohannis, de Kuleba, de Zelenski. Sunt profesor universitar, membru al Comisiei de Etică. Oleu, căcăcioși, ăștia sunt profesori, așa sunt academicienii noștri, niște căcăcioși.